În 2006 s-a început proiectarea. Proiectul a durat timp de 6 ani. Pereții care vedeți exteriorii din față care stau ca, doar ca decor. Teatrul a fost construit din interior cu totul alt pereți, de la fundament până la ceea ce vedeți dumneavoastră deja acum. Sigur că s-a mărit capacitatea sălii, avem o scenă performantă o scenă bine dotată, așa cum este necesar în secolul 21. Pentru un teatru este o sală care s-a majorat cu 150 de locuri în plus, au apărut balcoane, loje, a mai apărut această sală mică, care nu o aveam, am mai apărut o sală de lectură în care se are loc lucru la masă și a apărut o sală de balet destul de mare, precum și cabinele pentru actori, care actorii de la Satiricus nu aveau cabine absolut. La momentul dat, de fapt, a răbas mocheta în sală, scaunele, fotorile, scena, suntem pe ultima sută de metri, instalăm lumina, sunetul... Și, desigur, scena, care este o scenă foarte bună, mai cere o îngrijire de vreo două săptămâni de zile. Actorii, pentru prima dată astăzi, vor intra în cabine de machiaj, care deja uh, le-am dat în exploatare. Și putem deja să repetăm mai leger în această sală mică. Avem 25 de spectacole vechi care trebuie să le. Um, Aducem la condiții pentru sala mare. Avem uh, patru premiere în această uh, la, cu acestei deschideri. Este vorba de angajari de clovn, bătrânii noștri, uh, nunta lui Cehov, pescărușul lui Cehov și amor în stil italian. Uh, aceste patru spectacole vor fi uh, văzute de spectatorii noștri acum la deschidere. Noi am fost absenți în Chișinău începând în 2012 mai mult am jucat peste hotarele țării, de asemenea am jucat o parte și în Republică, jucăm și acum. Noi în sala mică, de fapt, jucăm neoficial, am scos o premieră în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite, un spectacol document, un spectacol social, este vorba de bătrânii noștri, despre violențele față de bătrânii, în societate, spectacolul se va juca pe 12. Dar noi jucăm cu sala închisă. Avem două turnee la România, București și pe urmă mai avem la Iași. În luna mai mai este un turneu peste cotare în țării. Sperăm să prindem din nou Italia și Franța și cred că ne vom întoarce în toamnă cu deschiderea largă pentru spectatori și cu multe, multe spectacole. Zic că repertoriul vom deschide în toamnă cu cel puțin cu 40 de spectacole diferite ca formă, ca conținut.